Bună ziua, sunt Bănaru Mircea Sebastian, grupa 414a și am ales să fac exercițiul 3a de la transformate furie. Funcția care mi se dă este FDT 2 pe T pătrat plus 9, care este L1. Am aplicat definiția transformatei furie ca fiind integrală improprie de la minus infinit la infinit din FDT ori l la I omega T, de t iar... Deoarece funcția noastră este o funcție de tip fracție, care se poate rezolva mai ușor cu teorema rezidurilor, am spus că voi aplica teorema rezidurilor pentru funcția noastră GDT, care este exact funcția din integrala din transformata furie. Am aflat poli care sunt plus și minus 3i pentru acest numitor. Apoi am calculat rezidurile cu GDT de H derivat de T. Se observă aici. Le-am calculat, iar apoi știm că funcția transformată a Fourier este 2pi ori rezidul pentru care imaginea, func imaginea re rădăcinii polului. Este mai mare decât 0, nu imagine, pardon, partea imaginară, exact, și în partea cealaltă este minus 2pi ori rezidul corespunzător polului cu partea imaginară negativă. Iar apoi avem acest rezultat. Sper să nu fi greșit la calcule și să nu deranjeze faptul că am scris peste tot funcția în loc să scriu GDT. Cam asta a fost.